În 19 octombrie, fratele meu a avut un accident de motocicletă și țin minte că fumam pe balcon la servici când m-a sunat mama mea și mi-a spus și am mers toți la spital și țin minte și acum că am vrut să fac un pact cu Dumnezeu și am promis că dacă Abel o să trăiască, am să mă las de fumat. Lucru care nu s-a întâmplat și Abel a murit. Da, la spital. Da, a murit pe loc, dar noi n-am știut. Deci Abel a murit pe loc. Am fost foarte supărată pe Dumnezeu de data asta și m-am răzvrătit în inima mea. Și în 22 octombrie, în ziua mormântării, m-am trezit alt om. Nu știu ce mi s-a întâmplat. Adică știu acum, atunci nu știut, dar m-am trezit cu o pace și cu o bucurie pe care nu pot să vă descriu. Și de fiecare dată când am o problemă mai mare, nu-i constant, nu pot să spun că simt constant lucrul ăsta, simt pacea aia și bucuria și liniștea aia pe care o am de la Dumnezeu. Și atunci m-am trezit născută din nou, am fost, și acum spun, am fost binecuvântată. În clipa am renunțat la fumat. Nici acum, câteodată mă întreabă, chiar ieri m-a întrebat cineva, cum ai renunțat la fumat? Zic, nu știu. Peste noapte. La mine a fost o minune. Da, Și mulțumesc chiar lui o Dumnezeu minune. pentru că altfel, nu știu dacă aș fi reușit.